Zic că despre mine aș putea să spun că sunt de când mă știu, de când mă știu. Vorba lui Pavel Sratan, m-am născut de ziua mea, da? Sunt născut la 15 noiembrie 1935. Adică mai am o leacă și o să împlinesc 90 de ani. Foarte frumos! Mulți ani și sănătate! Și ce știți de deportări? Toți anii ăștia îi țin minte, fiindcă anii ăștia, la drept vorbind, au fost și cu bine, multe bucurii și au fost multe suferințe. Dar la început au fost suferințele astea. Aveam 5 ani când s-a început războiul în 41. Adică țin minte când au venit rușii, când s-a început războiul. Când s-a început războiul, aici la Oancea, cerul era roșu așa, dar fost un cutremur foarte mare, dar rămase case, dar rămase multe obiecte. În 40, da, am auzit. Da, da. Deci, când s-a început războiul, părinții mei au socotit că iar e un cutremur și ne-au scos în mijlocul ogrăzii. Iată, memoria de copil se păstrează. Păstrează bine acum la bătrânețe, mai nu așa de bine îi țin minte. Dar fiindcă merge vorba despre deportări, vreau să vă spun, în 41, aveam 6 ani, au fost deportate două surori a mamei mele. A zic că lucrul ăsta eu știu din amănunte, din trăite. Prima a fost deportată mama Mărița, adică o soră de mame care era mai mare și noi, dar noi era așa se obișnuie și noi îi spuneam mamă. La mătuși. Da, mătuși. Când au intrat în casă că să-i deporteze, ea avea 3 copii, 2 băieți și o fată și fetița cea mai mică. Adică era fără cunoștință. La noi se spune că o păză cu lumânare, adică gata, gata să moară. Așa i-au încărcat și i-au dus. Tot s-o căteau copilul ăla, în scurt timp s-o prăpădit. Spre bucuria noastră și e de necrezut că copilul ăla o supraviețuit. Mama se ducea la o mătușă, la o bătrânică, că din 41 până în 44 nu s-a știut nimic despre niște deportații. Al de mama mea și erau 4 surori, se grămadeau la bunica. La bunica și în fiecare duminică, adică, dușeau la biserică, veneau, dar se întâlneau acolo și era un bocit, așa, un plâns, așa, o jale. Și mama se duce la o bătrânică și bătrânica și ei trăge cărțile așa. Adică îi ducem în cărți. Și spune că îți vii, s-a mare greu, dar îți vii și o să întoarcă. Și mama o rugat pe bătrânica și ea, da, spune ceva, găsi ceva despre fata și o chema Lida. Și despre Lida. Și ea totdeauna spunea, îi vie și ea. Până aici parcă mai cred eu că îți vii și ceilalți. Dacă nu ajunge vorba despre fetița aceea care a luat-o mai mult moartă, nu mai crede nimeni. Dar totuși mama îți duce în fiecare duminică, asta în fiecare dată și bătrânica aceea, aceeași vorbă îi spune. Și iată, eu nu cred în decitura asta de cărți, dar uite lucrul ăsta, ea, cu toată jalea aceea, cu tot greul acela care era, nu poți să-l dai într-o parte, e un ceva, să vede că bătrâna asta avea ceva, nu în cărțile cele, dar avea un dar așa de a prevedea, de a sfânță, da. Da, erau doar 50% șanse să greșească. Putea să spună că a murit, putea să spună că a supraviețuit. Da. Eu am avut norocul să ghicească. Da. Vă dați speranță, da. De trei ori am fost în Kazakhstan, am fost acolo unde
acolo unde am fost deportat, la Tubinsk. A zis că ce povesteau ei ea? Povesteau că când le-au dus, le-au dus și i-au aruncat într-o stepă acolo și i-au pus să stea pe bordei. Bărbații i-au, când la hotar Basarabien și i-au luat și i-au dat într-o parte, l-au descărcat din vagoane și au rămas numai familiile cu... Iată ce poveste o colegă de mea. Spunea că o dat ordin că toți bărbații, capul familiei, să iasă afară. Cu deși în vagon era o familie foarte numeroasă, 10-12 copii. Și când a dat să plece tata, au înconjurat copiii și toți și soția, și nu, el nu a putut să rupă din brațul lor să ducă. O sărit în vagon un ofițer și l-a pălit cu patru puști în piept, l-a aruncat jos, era în vârstă, s-a rupt picioarele. I-a spus că să se scoale, el nu a putut să mai îndeplinească organismul. Zice, și l-am pușcat acolo drept pe loc, în fața la copii. La copii ești, da. Un alt caz care tot colega asta povestea, era cald, vara, și zice, în vagoane n-aveam apă, mureau copiii de sete, toți mureau de sete, dar copiii erau cei mai e. Și a început să bată în vagonul și ala să... nu a răspuns nimeni, dar s-a oprit la o... unde aveau ea hotărât ca să se oprească, a zis, se opriu în numai niște locuri, așa unde era, descărcau morții, îi dădeau apă și îi dădeau ceva. Și zice, când am ajuns acolo, au spus că să iasă toți, să ia apa cei care au bătut în... Au năvălit femeilișele, bărbații erau de acum dispărțiți și zice, când au pornit înspre locul acela unde să iei apă, i-au împușcat pe toți. Mamele și ele le-au împușcat, au rămas. A zis că, iată, cam aia asta, prin aia este se vede așa numita drujbă, prietenia și frăția fratelui mai mare. Pe bărbat ce, i-a luat la război? Nu i-a luat la război. De ce? Și i-au luat și i-au dus în altă parte, i-au dus la șahte. La munci altă, silnice, da. I-au dus în altă parte și de fapt nu mai aflat nimeni unde au fost dus, că majoritatea au murit. A doilea, sora mamei, era maritată în sat și avea 2 săptămâni de la nuntă. Când s-a dus bunica și cu bunelul, când s-au dus acolo la Uscrișel, unde era măritată sora mamei, au găsit pe o bucățică de săpunel cu care și-a spălat capul, au găsit o șuviță de păr. Dar ele erau niște femei tare frumoase pentru altele. Extraordinar de frumoase, aveau un frumos deosebit așa. Erau... Iată vița, șuvița asta de păr, 4 ani de zile, mulțumim, cum au găsit-o acolo, se puneau în seama șoboșeu, ca pe... Doar atât am mai rămăsesc de la... Asta unde era a doilea sora mamei mele, socru era primar, avea 6 copii și iată când au venit să-i deporteze, sora mamei i-a spus că tu poți să rămâi, fiindcă tu nu ești încă înscris în... Nu era scris în listele cele care fusese prezentate din Sovietul Sătesc. A zis că nu se număra în numărul familiei cele. Și eu spus că acolo unde îi duce la lucruri grele, la suferință și așa. Și eu zice, dacă mă duce chiar la moarte, eu nu mă dispărțesc de el. Și așa și-a plecat.